Salutare tuturor! Astăzi meșterul Dănuțu vrea să vă prezinte pomii care au plantat în 2024. Începem aici cu un afin de cultură. Aici am un butaș de vie sau butuc de vie, că a fost pus la ghiveci. Aici am găsit pe câmp. Eu am zis că e măr, dar nu știu, să vedem până dă frunzele în el. Pomii am cumpărat de la Șagul, județul Arad, la ieșirea din Șagul spre Vinga. Aici am pomi columnari. Aici am un măr. Așa. Așa o să vă prezint și pomii care mai dețin pe grădină. Așa, tot așa, încă un butuc de vie. Am cumpărat unul alb, unul roze de masă. Și ia să încep de aici. Așa, am un cireș. Da? Tot așa columnar. Am aici un măr. Vedem cum îl filmăm. Aici un prun. Aici, nu știu ce fi, un păr, uitați ce frumoasă, ți-ai pus odată. Aici mai am un cais. Așa. Aici mai am un păr. Ăsta e mai micuț. Da, nu vrea să focalizez. Așa, și aici pe capăt am un piersic. Am găsit pe OLX anunțul cu pepiniera, nu știu dacă nu-i dar eu plant sau nu știu exact cum a scris acolo pe anunț. Aici anul trecut sau nu, în 2022 toamna așa am pus un cireș, uitați că s-a dezvoltat. Acum nu știu, poate mi-ați fi trebuit tăieturi ceva, dar momentan îl mai las, că aici au avut ceva numai la axul central, dar așa cum de-aia de nu prea să știe el cu pomi atâta, dar încearcă și el să mai aibă și pe grădină. Aici am curățat via. Aici așa o să stea găinile la vară și acum adică stau pe aici. Aici am un păr, cred că să nu știu, l-am prezentat, sau dacă l-am prezentat primul. Aici am un măr, duc aici păr. Mai un pic de floare, e dacă ține tot așa călduri. Dar am înțeles că o să vine iară frig. Alții 2 martie. Am aici un măr. Aici și iară păr. Un prun. Și un cais. Și să mă întorc înapoi.
Aici așa am găsit pe câmp, am mai pus pe aici. Am zis că poate cultuiesc dacă or fi meri. Peri, habar n-am ce or fi. Asta cred că o fi de la mălaie cucului. Nu știu ce or fi, că nu. Până ce nu dă frunza în ei, nu să știu ce sunt. Jesse, ce cauți aici? Și aici mai am un păr. Ăsta e și interior la găini. Tot așa pus în 2022. Așa am pus ceva așa să le împingă, că sunt prea vertical crescute și am zis să le împing, dar uitați, asta un doit rău. Trebuie să-i găsesc una mai mare să-i pun. Cam aici vreau să închei și clipul, Dănuț vă salută și numai bine!